Salutare, fraților, și bine v-am regăsit într-un vlog de-asta pe caniculă, pot spune. Sunt cu brotherul Balana, fratele meu, și cu Eric. Nu știu dacă îl mai știți pe el, am o filmare cu el când mă cred, era mic. Da, acum mulți. Da, era mai micuț, fraților. O să vă pun eu în primul link, o să caut. Da, acum foarte mulți ani, era mai micuț, la teren, parcă, da. Nu? La teren, era mai micuț. Și ce credeți că l-am îmbolnăvit pe el? A văzut bicicleta mea, tancul meu rusesc, haideți să vi-l arăt. Fiți atenți, bicicleta aceasta e de la brotherii Carpat Sport, aici, și vă recomand și vouă să intrați pe site-ul ăsta să vedeți ce super oferte găsiți, brotherii mei, că sunt șmechere. Sau Velors, marca Velors, e tot al lor. Mai exact, l-am zăpăcit cu acest motor, uite, benzina, ia vină cu asta să vezi, brotherii. L-am zăpăcit cu bicicleta mea și ce credeți? Pam, pam, astăzi o să-i montăm și lui motorul, a fost cu mine și a cumpărat motorul, zi, adică după mine, și-a cumpălat. Și-a cumpălat. Cum zice băiatul meu, uite aici, brother, vezi? De câte ori îl oprești, îi oprești benzina, știi? Da. Eu i-am lăsat-o deschisă așa pe on, vezi care on-off. La fel o să o punem și pe bicicleta ta. Și l-am lăsat și i-am mai pornit mai greu, adică dai la pedale un pic, că știi de ce? Că da, trebuie oprită. Ia uitați, fraților, exact același motor cum îl am eu, doar că la mine l-am sudat, că e cadru, îi vezi, e cadru diferit și cadru era mai micuț, uite, l-am tăiat, l-am sudat și cadru venea până aici, uite, vezi? Da. Am zis că o să-i dau cu spray, cu vopsea, dar o să o curăț eu odată. Cu carburator, cu tot ce trebuie, uite, pe aici curge benzină dacă apăs pe el. Și de ce? Uite. Când îi dai, când apeși pe ăsta, din când în când odată la o săptămână, să zicem, îi dai un pic drumul, că apa, da, are filtru. Și asta are filtru tot. Și are, rămâne apa sau mizeria, rămâne aici jos în filtru, știi? Și la fel, fraților, îi transformăm bike-ul lui și vedeți că e, fiți atenți cât e cauciucul meu de lat, da? Și fiți atenți cât e cauciucul lui de subțire. Deci el o să, pentru el e mai ok, e mai șmecher cauciucul. Da, o să fugă mai mult. Uite, ai avut aici de la care, cum îi zice, de calculator, nu? Da. Sau era de steluță, calculator? În fine, și la el nu mai trebuie să tai nimic. Ia fiți atenți ce mare e cadru, vedeți? Are loc aici motorul Stas, o să îl scoatem acum. Fratele meu, la fel o să arate și la tine motor, vezi? Și cu de-asta, dar vezi că, uite, la mine mai mi-e freca aici un pic sau când merg cu ea înclinată pentru că e mai lat, știi? La tine nu o să ai probleme și ai apărătoare tot. Ambreiaj, uite, îl vezi? Și eu o să vedeți acum cum o să-i pe aici e filtrul de aer, știi? Cum o să-i montez tot, brotheri? Toba, iată și mă. Toba de eșapament, tot. Cine, ne înveți tu? Da. Hai, frate meu, tu o să mă filmezi. Pornirea, CDI-ul. Și fii atent, uite, o să, ai și mânere. Hai că ne uităm acum la ce conține, da? Ca să vadă și frații mei. Eu când am montat-o pe asta noi. Mâner, uite, de aici îl oprești, știi? Mânerul ăsta și mânerul ăsta, bine, că să le schimb pe amândouă, o să fie identice. Și ambreiaj. La el chestia e că la mine frâna pe spate o aveam pe butuc aici. La brotherul meu are frâna pe spate aici, dar pare un pic defect aici. Dar el poate să-și facă frâna pe spate, știi? Ar fi ok să-ți o faci ca să ai două, știi? Da. Dar oricum, frâna pe față care e? Asta? Asta, nu? Nu, aia era. Mamă, e aiurea că și calci ambreiajul și aia. Știi ce trebuie să facem, fraților? Trebuie să-i modific. Da, ai înțeles, Adi? Să-i pun frâna pe față cum o am eu la ăla, fratele meu, pe mâna dreaptă. Ce e, tati meu? Ce e, tati? Am auzit pe tine că i-am în galaș. Era în galaș și m-ai auzit pe mine aici? Mă pup și pe mine? E acolo. Ia vine să mă pup și pe mine, ia pupă-mă și pe mine, ia pupă-l pe tine. Mă dă mulți pupi, mulți. Aoleu, doamne, câtă dulceață are, brotherii mei. Hai du-te, joacă-te acolo, tati. Știi, fii, adu-și mie sticla de cola din frigider, soarele meu. Și fiți atenți aici că o să-i modific, ai înțeles, fratele meu, deci frâna pe față, tu te-ai obișnuit pe spate asta. Dar o să spun frâna de ce? Că aici o trebuie să apeși ambreiajul. Așa că, și de ce? Spun din propria inițiativă, frate, exact cum e la mine. Hai că da. Uite, tu când calci ambreiajul, nu o să poți să pui și frâna pe față, că la tine e răsucită. Dar o răsucim și ți-o facem acum perfectă, știi? Ia, cum vine? Unde? Ai, uite, de aici îl scoatem. E simplu, de aici și îl băgăm aici, ai înțeles? Și tu folosești bicicleta și schimbătoarele la fel. Da. Tu poți schimba tot, deci nu modifici nimic. L-am zăpăcit pur și simplu și uitați aici cum arată, fraților. L-am desfăcut noi ca să ne uităm la el. Ia la adiță, ia-l tu, fratele meu, că știi că am și eu slugi. Ăsta, prieteni, ăsta... Da, bă, ai de toate tu. Ia să vedem. Mamă, ai văzut ce ambreiajare? E cu decantare. Hai să-l punem jos aici. Luăm furtunul ăsta. E furtunul vieții ăsta, da? Și pune... Ia, fii atent, frate. Ia desfrumă, ia vină încoace. Haideți încoace. Deci avem manualul la fel ca la mine, brotheraș. Eu deja știu, dar lăsăm aici. Scoate...
scoate săpunul vieții. A, și aici băgăm sculele. Uite, frățiorul meu, motorul. Ca să înțelegeți și voi ce se află. El l-a luat la 650 de lei. Da, mă, că te ajută, frate. Îți dai seama ce spun eu să fac, Alex? Salut, Alex. A. Băi, deci în câteva ore, că durează vreo oră, o jumate montarea, ăsta e rezervorul, broadere, ai înțeles? Da. Poți să-l iei și te sui pe rezervorul ăsta, uite, îl pui așa între picioare și poate pornește singur. Motorul e aici, îl lăsăm, da? Uite, mă, ia uite la adică, mor. Și aici ce credeți că avem? Poți să tai astea? Că uite, ne trebuie și cheia tubular. A, se desface, nu se taie. Bă, ce bani. Știi care e treaba? Hai să lăsăm ăsta aici și le punem aici toate. Da, vreau să vadă broadării. Uitați-vă ce bicicletă șmecheră are. Ia, frate meu. Varsă-le aici. Uite că avem și asta. Uite, opritorul, vezi? Da. Și ăsta e, observi, ăsta intră în rezervor și fii atent că are și el o sită mică, știi? Ce trebuie să mai dai? Dau eu benzină. Ia uite, ia fii atent azi. Jinou, bă, bun. Ia uite cum arată, băi. No, zici că îți vine să... Mai bine o pui la gât, bă, brother, că e gen 50 cent. După oață aici, să mă leg aici. Ai, știi cum eu. Deci toate astea, arculețe, tot. Uite, bușonul la rezervor, pune-l aici. Ține de el. Pune-l aici, că îi rupe el sigiliul, frate. Ia, te rog frumos să-i rup sigiliul. Hai, Eric, hai. Gata, te-ai simțit bine, oftează un pic așa. Uite ce frumos arată. Băi, identic, mă, n-auzi, Eric. E la fel, aceeași motorizare, tot. Setul de 80, fraților. Pune-l bine, Adiță, bagă-l jos acolo. Ce mai avem aici? Avem cablu de ambreiaj și accelerația. Și accelerație. Foarte bine. Aici, ambreiajul. El nu știe că nici n-a mers cu biciclete de astea. Avem aici buton de oprire. Da, butonul că o să vină mâner. Da, zi-mi frate, Adile știe. Ia spune-mi, de ce e ăsta? Întinzătorul. Întinzătorul. Așa, e întinzătorul. E identic cum îl am și eu. Și o să mă vedeți că îl montez eu. Ia nesfârșitul ce e aici. Mamă, dar vezi să nu le... Ce părere ai, frate? Bă, ce-ar fi dacă nu le mai punem pe astea? Haide, mă, să nu le mai punem, că sunt multe. Credeți-mă că toate vin aici. Asta se pune pe roata din spate, ai văzut? Ia uite la mine, vezi că ta... Păi ascultă-mă puțin. Tu vezi că aici n-ai niciun pinion pe spate, da? Ia uite la mine ce pinion mare am, ia uite-l. Îl vezi? Da. E, toate alea, toate, absolut tot. Așa. Să le punem aici, frățiorul meu, știi? Ca să nu... Da, nu facem pe manevra lui Alex. Aici mai avem apărătoarea. La apărătoarea lanț. De la lanț. Păi cum, că o pun tot perfect. Acolo venea dinamul, nu? Cred că mergea să pui dinam. Oh. Carburatorul cu ea. Nu, carburatorul. Carburatorul. Când pornești cu ea, mai ales când e răcoare afară, broadere, el așa, ține de el, el stă jos, știi? Îți arată fratele tău. Și când îl tragi în sus, pornește, o lași un minut, și până vezi că dă să mor, cam câteva, un minut îl lași și după aia îl dai înapoi ca să mergi cu ea. Da. Știi, o lasă și merge, lasă că-ți arăt, te învăț eu, îl fac. Mai făcut din om neom, de dureri mă țin de pom. Asta e accelerația, care o să intre aici. Că spun eu toate alea, le izolez, și asta e celălalt mâner. O să trebuiască să dai mânerele jos, vezi? Uite astea. A, le dăm ușor, mă. N-are nimic, cât le fac eu astea, vorbesc, că suntem mulți aici. Ce mai avem aici? Această pungă, ia vorbesc, ce pungă e? Suflă un pic în ea, că ia, vezi, că poate fi de aia. Gata, frate. E aer. Nu, mă, e de aia care să suflă. Ia, și aici mai avem CDI-ul, cel care e responsabil pentru scânteie. Și aici se pune bujia, vezi? Aici. Și ăsta ce e? Ia-l cu două mâini și vorbește cu lanțul ăla. O, da? Oh, lanțul. Oh my god, dar ce avem aici? Mamă, ce lanț nou. Bă, ia vezi să aibă și aia. Ce să aibă? Ia vezi unde e, dar mi se pare că trebuie să fie pe oza. Aia care se capsează. Zaua de prindere. Ia întoarce invers. Ține de el. Deci, uite-l, vezi? Zaua, asta e ca să-l, după ce-l... Iese, el e dintr-o bucată, da, e perfect. El avem aici, fraților. Și, nu, Hioba. Cele din urmă, ține de ea. Hioba. Vorbește cu ea, brother, vorbește un pic cu ea. Hioba, mi-a frumos. Și fetea mea, Toba. Asta e Toba de eșapament. Îți vine să crezi că Hioba. În curând, în câteva, să zicem că vreo oră jumate durează, într-o oră o să ai... Văd luna. O bicicletă cu motor, cum ar veni un fel de scooter? Da. Ești entuziasmat, așa? Foarte. Foarte? Yes, of course. Hai să ne apucăm, brotheri. Aduc eu câteva sculițe, întoarcem bicicleta invers și Adi mă va filma. Ce-ai văzut, vrărule, cu ea? Dă-l, Doamne, în gât. Ia, uitați-vă, bă. Uite-te, mă, ce înseamnă să fie prost. El se uita pe asta așa. Bă, prostule, asta nu-i pentru așa ceva să te uiți. Păi am văzut luna. Bă, prostule, asta e când te duci la nod, mă, ca să tragi aer. Da.
Ia. Stai mai așa să pun. Ia uite bă, vezi că da face grăge. Nu mai se aude, vezi? Hai, să ne apucăm de treabă. Am înnegrit la gură, nu? Hai că e treabă bună. Gata, fratele meu. Se pune bicicleta. Ia, cum? Invers. A, cu cra... Bă, dar ușoară e, bă. Ușoară, mă. Bă, ce ușoară e, ești nebuna sub braț. Eric, ia vine fratele meu, cum se desface rotița asta? Pe spate, uite, ăsta se dă așa, da? Da. Și ăsta se face așa. A, nu se desface greu. Avem nevoie de roată să o dăm jos, să-i punem pinionul și când punem lanțul, trebuie să-l băgăm pe aici, așa, pac, 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 pac. Și nici pinionul n-am cum să-l pun dacă nu dau asta jos. Și iese așa, fratele, am stricat-o, mâncava așa. Mamă, s-a stricat, dă broader. Asta e frâna de mână sau e a doua? Ai văzut, Adi? Bă, ai grijă cum mă filmezi, că te termin. Ce fraier ești ăla, ia fii atent. A doua. A patra. Și acum vino aici. Uite-te de acolo, nu neapărat să mă iei la față, să mă iei la mână, așa, hau. Da, frate. Ia vino fratele meu, încoace, Eric. Fii atent aici care e. Bă, unde-i pinionul, bă? Ce pinionul? Știți, doar. Uite-i ce pinion, ia vino încoace. Ia uite-l, ia uite-l. Uite-l acolo. Tot de sub. Uite-l, uite-l. Uite-l. Ua. Ha? Și ar fi să le punem ăla la gât. Mai e ceva de desubt aici? Nu e. Nu mai vor, legat. Eh. Fiți atenți cum se montează, frățiorii mei. O avem și pe aia altă, în caz de ceva. Deci ăsta trebuie să fie în exterior, uite așa. Ai înțeles, brodere? Da. Ca să fie ăsta în exterior. Acum pe interior, știi ce se pun? Că tu o să mă ajut, o să ții de aia ca să aia. Uite asta. Știi? Și acum, trebuie să facem într-așa fel încât să astea se taie. Cum stați acolo? Să intre pe ax. Acum. Ia ține de el, brodere. Ține fără frică, că nu mă tai eu. Nu, că-l tai ușor. Ăsta trebuie tăiat, într-o parte, ai înțeles? Uite așa, ușor. Aveți grijă. Ia-te-i drum. Ia. Așa că mi se pare că merge și așa să-l fac eu singur. Adică trebuie tăiat. Știi din ce e făcut ăsta? Din cauciuc de mașină. Ăsta, vezi? Uite. Da. Din cauciuc de mașină. Pentru că trebuie să fie un cauciuc power. Uite așa. Ai înțeles? Și punem una, două. Dacă te uiți la mașină la mine, la fel sunt. Hai că da. Uite așa, dar să nu tăiem gaura asta. Deci trebuie tăiat așa, da? Poți să vii și mai aproape de dacă vrei, fratele meu. Dacă vrei ca să mă iei. Și acum ce facem? Cu bicicleta așa, o ține brotherul. Asta vine pe partea asta, hai ca să vă arăt așa. Ia uitați. Ia uite-le, Adiță. Vezi? Uite așa. Una. Schmecher. Două. Ia uite. Vezi? Da, frate. Acum o să intre gaură în gaură și avem aici. Dar știi ceva? Stai să aduc o tăblită. Lucrăm și noi frumos așa sau da, pe jos frate, cum lucrează Alex al nostru? Hai că-l salutăm. Ia uite. E altceva? E altceva. Altă mâncare de pisic. Bun. Și acum avem aici brodăraș. Vezi că și ăsta l-ai. Asta e o presă, știi? Și asta să o ții când scoți hau. Să îți explic eu. Uite aici, fratele meu, ia fii atent. Una, două, trei. De ce? Uite, uite-te aici, mă, se vede? Da, mă. Vezi că astea trei formează un cerc, știi? Da. Și acum avem nevoie de astea trei. Vă arată și schema aici. Uitați cum arată schema, uite. Prima oară se face așa, uite, se taie, vezi? Se decupează și abia de cauciuc pentru a permite acestea să muleze pe axul roții, după care se bagă pe, uite, vezi, îți arată ăla, după care carburatorul, după aia se pune pe cadru, uite așa arată, brodere. Pac, pac, uite, dai gaură în cască, nu se potrivește, dar vedem noi, după aia prinzi lanțul aici, vezi, și uite și schema. Deci, eu deja știu care e combinația și acum avem nevoie de, uite așa, și o să le fac așa, poți să vii, ia vine pe partea aia, gata, brodăraș? Uite, băgăm prima oară pe aici, pe la jumate, și ne alegem două găuri aici. Ia zi, albă sau neagră? Roșii. Ai pierdut special. A fost neagră. Uite așa, brother, ia uite-l. Vezi? Bam. Gata. Șoc. Și uite așa, pac. Una aici, una... Acum, știi cum trebuie să facem? Uite așa, brother. Bine că o puteam și răsuci, dar... Ia zi, Sari, ce e pe aici? Fratele meu, fii atent, le-am apropiat pe toate, ia uite. Așa. Altă treabă cu asta, nu? Treabă bună. După ce le-am centrat, am schimbat șuruburile, că le pusesem invers, cu piulița aici și ele trebuie să vină invers. Așa, Eric, dă-i, brother, gata. Și acum le luăm pe toate la rând. Ala-i tati, ia uite.
Se apropie, se și centrează. L-am mai desfăcut o dată pentru că nu le centrasem bine. Ia uite, vezi cât a rămas? Da. Și după aia le luăm iar la mână, pentru că în timp ce le strâng pe astea se desfac celelalte. Ai înțeles? Stai un pic, Eric. Uite așa, ia uite. Așa, broderaș. Dai, stop, uite. Și le mai luăm un rând, vezi că s-au slăbit toate, da. Ia uite. Ia uite, ai văzut? Da, da. Stai un pic. Gata. Mai dăm încă 3, dai, gata. Și asta odată la 3, ia uite, vezi că, ia uite, observi că s-a slăbit? Stai un pic, că mai iau încă unul. Așa, super. Și mai luăm încă 3, deci, uite, ăsta și ăsta și ăsta. Uite așa. Vezi că s-au slăbit? Ia uite. Ha, și le mai luăm încă o dată până sunt țapene. Oricum sunt țapene sau țapardii rău. Ia. Gata. Oricum, îi le mai strângem noi. Mai încercăm. Asta putem face și de pe bicicletă. Vii la fratele tău, știi? În momentul ăsta e gata. Ia fii atent, frățiorul meu. Ia uite-l. Stai așa, ăsta se învârte așa, da? Ia uite-l, frate. Ia uite-l. Adi, ia uite-l. Cum e la secundă. E perfect? Îl vezi? Da. Ia uite-l, fratele meu. E super centrat? Stas. Hai, brother, revină cu ce? Hai să și punem combinația. Ia uite. Acum o punem exact. Tu ai mai desfăcut-o? Nu. N-ai desfăcut asta niciodată, nu? Nu știi pe care vine aici, lasă că-i intre el. Da, de ce nu-mi zici că cricul se ridică în sus? Aici, aici. Vezi că e frână de mână, mă. Hai, da. Dă-i, stai așa că trebuie să vină ăsta aici. Lasă că mă murdărești. Și dacă te murdărești, nu-i problemă că... Ai cu arcă ăsta, mă, e cu șchepsis, ia uite. Ia să vedem, da. S-a centrat? E, vină acum Adi cu camera. Stai așa, stai să strâng eu. Să te uiți de aici, brodere, să vezi. Ia uite, stai că mai strângem un pic. Să vezi de aici la pinion. Stai că îmi dai mie și filmez eu. Ia fii atent aici, ia uite. Fii atent, aici se vede, fraților. Uite aici, uite acum. Ia învârte tare de roată. Stop, ține de ea. Ia. Ia uitați, fraților, cum am pus pinion. Vedeți cât de drept e? Are el un... Dar mi se pare că e și roata strâmbă, bă, ia uite. Vezi că nu e dreaptă? Da. În ce-i teaforul? În tiruri, în ce e intrat? E un pic descentrată, vezi? Dar știi cum facem? O să o centrez eu, că e un pic descentrată. Ai văzut? Da. Uite, ia uitați-vă, fraților. Chiar dacă pare nu. Da, pare ok, dar nu, are o descentrare. E un pic descentrată în unele se locuri. Se pare de 3 ani pe asta, bicicleta asta. N-are nimic, mă, să o centrăm. Nu am eu cheie de aia. Uite aici. O să fac un video, un tutorial, cum se centrează o roată, frate. Știi, cu cretă. Eu știu să o fac. Ia uitați, dacă vă uitați un pic, uite așa. Vedeți că e un pic descentrată. Uite. Uitați-vă aici vă uitați voi. Ia uite, vezi? Uite, acum aici e trasă mult încolo. O vezi? Și atunci, în cazul ăsta, vedem dacă astea sunt foarte tari, cele de pe partea aia care îmi trag janta în partea aia, sau astea sunt slăbite. Uite asta. Și astea mai trebuie strânse cât un pic și după aia dăm așa și se centrează. Vezi că nu-mi place cum e roata asta? Și așa el trebuie să-și cumpere cauciucuri. Vedeți că astea au cam stat. Își ia cauciucuri, nu-i problemă. Ok, am terminat. Hai să întoarcem invers. În momentul ăsta, brother, fiți atenți ce trebuie să facem. Ăsta nu o să mai funcționeze aici. O să fie dat jos. Da. Suportul nostru de hell. Suportul de... Chiar nu mai e ăsta? Nu-l mai e? Nu. Gata, domnul Șari. Gata, fratele. Ce papuci ai în picioarele tale? Sunt de la Husqvarna și ăsta. Și ăsta, fratele meu, e de la, de la Rosmarin. Bă, tu ești... Hai, vină cu aici. Fiți atenți ce facem acum. Îi facem un test motorului. Nu, tu vorbești în chineză cu motorul ăla. Chongqing Z, W, X, W, Ș. Acum mulți au spus că motorul negru e mai bun, după aia că motorul gri e mai bun. Haideți să vă spun ceva, brother. Nu contează, e culoarea ca să se asorteze cu cadrul. Ai înțeles? Da. Dar în general, unică, domne, care e mai bun, care e mai așa. Acum trebuie să-i punem carburatorul. Uite aici. Nu, aici vine toba, pardon. Aici vine carburatorul. Ca să vedem cum îl montăm. Uitați cum se montează. Vedeți? Și acum desfacem asta. Că după aia băgăm ambreiajul, lanțul, tot. Vedeți cum vin puse aici? Ca să vedem cum vine pe cadru. Decât astea, uite așa, le punem aici, nu le amestecăm. Și astea la fel. Că aici trebuie să desfacem capacul ăsta ca să punem lanțul. Trebuie să dăm pinionul afară, știi? Ai văzut cu ăsta, cu ajutorul acestui, cum să zic eu, acestei prese. E o presă mică, vezi? Uite, are numai filete. Se înfiletează acolo, după care se înfiletează ăsta și tragem afară
O să vă arăt eu. Fratele. Bun, hai că mai am una aici și mă lasă fără servici. Uite așa, fratele. Uite, setul e de 80, de 70 de 80 merge la asta, vezi? Hai că pe ăsta merge mai greu, ai văzut? Da. Merge mai greu. Au, vezi să nu cadă bicicleta aici. Așa, brother, țin-o bine. Gata, frățiorii mei. E, în acest moment eu vreau să-i fac un test. Ia vină cu acea adiță și filmează aici. Ține de ea bine. Ia uite, fratele meu, cum trebuie să vină. Uite, vezi asta aici? Da. Uite, vezi că e pentru, vezi că la el merge, la mine nu merge la aia la altă. A trebuit să o, nici n-am pus asta. Știi? Și vine ăsta aici și ăsta aici. Ia uite-l, frate. Ia uite, vezi? Ia uite-l, brici. Ia uite. Vezi? Brici carburatorul vine aici, cum ieri. Vezi la tine cum merge? Orice. Unde sunt, unde e cadrul aici? Că și aici o să vină bujia, deci nu o să fie nevoie foarte mare, știi? Și ăsta vine aici. Lanțul, vine lanțul pe aici, întinzătorul. Dar uite cum vine aici. Ia uite-l. Vezi? Ia uite-ți. Ia uite, vezi? Deci ăsta vine fix aici. Ia uite-l. O observi? Potrivit. Da. E potrivit. La mine n-a fost așa. La tine e ok. Hai să punem carburatorul. Luminează-mi cale aici. Fii atent cum facem. În acest moment o să luăm carburatorul și ne uităm la el. După ce ne uităm, îl punem imediat. După aia o să punem ăsta aici, știi? Uite, frate, carburatorul vine așa. O să luăm o șurubelniță stea. Așa. Și desfacem ăsta. Acum o să-l punem la loc. Uite-l de broadere. Mama, fix-i. Ce părere aveți dumneavoastră, domnul Bălănuț? Domnul Bălana, puterea mea! Cum crezi că va reacționa Alex când va observa această... Infarct pe loc. Infarct mioritic? Da. Bun, aici avem relantiu, da? Aici o să-i punem noi ăla. Deci am montat carburatorul, toba, o să o punem imediat. Hai să punem asta, da? Bicicletuța, doar că trebuie să o aranjăm aici. Fii atent cum o să punem. Gata. Am zis că n-are loc, dar aici are loc perfect, băi. Da. Vezi? Forță. Bun, și acum e unul mai mic, unul mai... mare. Și uite, fii atent că nici nu deranjează cablul. Ia uite-te. Da. Ține de la Eric. Gata, uite, asta e pentru el, vezi? Da. Și acum vine o șaibă mică și una lată și una grover. Ține de el, brother, da? Dar să vedem, le mai prinde pe amândouă. Dacă nu, o să pun eu doar una. Pentru că e și ăsta mai așa, știi? Acum are și ăsta o, cum să zic eu, o cătare. Trebuie să meargă un pic mai... O să vedem, ori mai așa, uite, vezi, ia, ori mai așa, dar vezi că ajungi, atinge aici, vezi? Da, da, și nu e bine. Ori mai, acum, stai așa ca să vedem. Dar ce are, mă, piulița asta, nu-i de aici, nu-i a ei? Ba da, dar e pus invers. Ia taci. Nu contează mare, filet și pe o parte și pe alta, vezi? Da, bun, merge așa. Și una pe partea cealaltă. Vino și prinde de aici. Că după aia îl mai reglez, știi? Îl mai reglez, dar eu să-l prind aici. Ia uite fratele meu, vezi cum a venit asta? Mă, vezi, da, cum merge pe cadrul ăsta? E cadrul, e înalt aici, e superb. E șmecher. Sau abia aștept să fac să mor, dacă nu mai nebun sunt de... Mai cumpărăm încă două motoare de-astea. Dar cum? Unul mai iau sigur eu. Uite și aici, filmează pe partea asta. Ia vezi, brother. Dacă aveai... S-a stricat aici. Este? S-a stricat definitiv. Ce-i dacă faci? Nu, știi care e situația? O să desfac și lanțul, că văd că se poate, mai are un reglaj. Hai un pic să desfac lanțul. Ia filmează aici. Că să văd dacă nu, trebuie să-i fac o combinație. Uite, arată și pe carte. Ia uite aici. Ia fi atent aici. În caz că nu se potrivește, ai mâncat rahat cu pește. În caz că nu se potrivește, uite, trebuie pus să... Uite, ia uite. Adaptor, cadru de bicicletă introdus în motor. Vezi? Uh-huh. Adică asta e pentru alt tip. Și uite, la asta e mai lat asta, ia uite. Da, asta e nasol. Dar știi ce facem când ne descurcăm noi, nu? Mm. Facem noi ceva. Ia să vă lanțul cum vine. Uite așa. Asta vine așa și el ar trebui să se desfacă. L-am încurcat mai rău. Uite așa. Și asta iese... Uite așa. Da, așa că trebuie făcut. E cu șchepsis ca să poți să desfaci un lanț de bicicletă. Îți trebuie apa premier. Și el trebuie desfăcut. Venit pe acolo. Dar vezi tu că dacă e, stai să-l și probez, ca să vedem și care e distanța. Adică îl puteți face și voi acasă, dar cel mai bine să vi-l monteze cineva care știe. Adică mă puteți chema pe mine, luați legătura cu Bălana, fratele meu, și vă face rezervări. Vin și în Germania, nu e o problemă. Uite aici, vezi că are un hau? Da, hau, mi-o plau. Așa, și în momentul ăsta
Ar trebui să o scoatem pe asta de aici, uite așa. Uite așa. Ei, știi ce am făcut la mea, nu? Mm. Am sudat-o. Pentru că a ieșit de vreo două ori. Ai înțeles? Mm. Hai să nu sară, gata. Eu am sudat-o pe a mea, hai să o pun aici să nu iasă, uite acolo. Deci am sudat-o, frate. Am pus așa, exact așa. Și le-am dat puncte de sudură. Eu eram să zic, da, uite să-ți arăt. Uite că iese asta, vezi? Și am pierdut aia. Și am pus decât ăla, pac, pac, și l-am sudat. Ia să vedem. A rămas alea acolo să nu le pierd? Unde sunt, mă? Uite-le, mă, bulanjoaicele, vezi că fug? Ia uite, frate, fii atent. Așa, ia ține Erica aici. Ține-mi picuța aici. Ca să facem un test. Pentru că și întinzătorul, adică de la bicicletă la bicicletă, la unele se potrivesc mai mult, la unele mai puțin. Uite, nu prea, ia, mamă. Deci o să vină cam așa, ia de drum. Uite așa, ăsta vine. Știi care-i treaba? Stai să-i pun ăla, ca să văd și cât îl întind, frățiorii mei, ca să îl pot adapta. Uite, ia uite, vezi, Adi? Da. Și atunci ăsta vine și, uite așa, ia uite. Și adaptorul nu-i treabă, ia uite, vezi? Da, acum mai trebuie scos. Trebuie dat mai încolo, băi, să vină, uite, cel puțin așa. Ia uite, vezi? Și cum facem atunci? Vezi? Ia uite. Pac, pac, pac. Și dacă scoți din lanț? Nu mai scot din lanț, nu mai trebuie să... Da, da, pot să-l scot. Și ia, vine drept. El, ia vine din partea asta să te uiți. Da, da. Ia uite. Ia fii atent aici, ia uite. În direcția lui, cum vine? E drept? E bine, da, nu? Da, e drept. Ia uite-l cocoș. Vezi cum vine? Vezi ce bine vine? Hai să ne batem pe linia asta. Pe linie, vreau să ne batem pe linie. Da, și atunci eu dacă-l pun așa, brother, revenim noi imediat după ce modificăm și vă arăt ce am făcut. Băi, Șari, ei, cum pune, mă, când ajunge ăsta? Bă, fratele meu, uite, vezi asta? Da. N-ajunge. Uite, aici ia un filet acolo. Și n-ajunge asta. Nu e bun. Păi în cazul ăsta fii atent. Stai acolo. Ia uite ce putem face. Vezi asta? Da. Dă-te mai înapoi. Da. Așa, așa, că se fi... Ia fii atent aici. Ia uite. Îl punem pe ăsta aici. Așa. Băgăm piulița aici. Îl punem să vină jos așa. Așa. Da? Îl vezi cum a venit, da? Da. Luăm ăsta. Și-l băgăm pe aici, brother, ia uite. Ai înțeles? Forță. Și l-am adaptat. Și după aia tai lațul, îl fac, îl reglez până în el. Abia și, ia uite ambreiajul, frate, ia uite-l. Ia uite-l. Mamă, gata, uite, vezi? Hai că parcă merge. Ai înțeles cum facem, da, aici? Ia, și piulițele, nu știu dacă putem să le punem pe acolo. Deci, ai observat că se poate, da, da, aranja. Bicicleta cu motor. Asta-i Savienul. Ce? Asta-i șmecher. Vine pe aici. Ia uite, vezi tu? Și punem, ca să nu observi cum îl facem, că altfel n-ai, da, cum. La mine nu am făcut așa pentru că n-a fost nevoie. Ia uite, observi? Uh-huh. Și băgăm piulițele frumos, le strângem. Pentru asta e adaptorul ăsta, pentru că la unele biciclete sunt, e cadrul mai lat aici, vezi? E mai lat așa, mai, cum ar veni, mai presat de aici. Ia uite, frate, una aici, una pe partea asta. Și ia vezi, mai ai două, dar stai că mă uit eu. Gata, fratele meu, ia uite. Are you ready for me? Fii, da, atent aici. Ia ține Erica așa. Nu, nu, lasă-l pe el, că tu... Nu-mi par cu tine pâinea. Hai că a căzut. Ce zice ancora asta, brother? Știe peștii că din toamnă, dacă când dau de ei, nenorocesc? Da, știi. Da, ia fii atent acum. Gina 44 scrie pe mine. Ia uite-l, frate. Vine o șaibă de-asta, după aia una de-asta. Ia de-i drumul. Așa. Și acum o centrăm de aici și vine absolut perfect. Nu se mai mișcă asta niciodată. Îl vezi? Și am... Da, e tank. Și nici n-am strâns-o, vezi? N-am crezut că să se mișcă de tare. Nici nu l-am strâns. Ia uite. Și îl pune pe jumate așa. Ia uite, frate. Și acum gata. Pentru că n-am cum să-l pun nici mai sus, nici mai sus. Și uite și aici cum vine. Ia uite. Uite că știu cum vine. Ia uite. Da. Ia uite aici. Aici vine la vine fix. Perfect, vezi? Da. Gata. Și acum îl strângem, brodere. Auzi, că vreau să te văd în acțiune. În acțiune, așa. Aveți nevoie de această cheie a vieții. Asta e cheia vieții. Am înțeles. Ai înțeles? Da, da. Și strângem și din partea aia. După aia strângem și din partea asta. Și uite că nu atinge cablul de la, da, schimbător aici. Da, n-ai cu cablul. Nu, e făcut cu cap, frate. Sau crezi că a fost făcut de un om fără cap? Cred că a fost făcut de o pisică. De o pisică moartă și eu, da, acum îl modific. Și dacă îi modific, tai din lanț și îl, da, îl aranjez. Dar asta nu se mai desface de aici, știi? Normal. Nu-mi place cauciucul ăsta cum arată. E crăpat. Și din toate părțile e crăpat, știi? Da. Știi să le schimbi? Dacă zic cauciucuri, știi să le schimbi, nu? Uite. Bravo. Dacă nu, veneai la broadă. Da, ăla e marfă. Nu, nu-mi place aici, ia uite.
Da, uite, n-a fost folosit de mult. Aici, aici. Da, uite, pe centru. Da, ia uite, ia uite, ia uite, uite. Nu de alta, dar face explozie și, știi? Da. Se... Da, să meargă un pic așa și se duce băiatul și ia, mâine se duce și ia cauciucuri, nu-i problem. Gata, fratele meu. Și acum, ia să ne uităm de aici, să fie centrat pe jumate, știi? E absolut perfect, mă. Ia uite-l, frate. Ah, mamă, ce m-a curent. Te-ai speriat? M-am și speriat. Gata, broadă. În acest moment e totul întins. Uite, astea mai trebuie strânse. Astea mai trebuie strânse, da. Un pic, uite așa. Da, pune mâna pe el, ia vină. Bagă mâna pe el. Pune mâna pe el, se mai mișcă? Nu mai ar trebui, fraților. Frate, s-a făcut tank. Tank. Perfect. Gata, fratele, hai și are. Gata, broadere? Da. Și care-i treaba acum? Fii atent, stai să reglăm ăsta. Gata, am strâns motorul din toate oasele. L-am apropiat, totul strong. E perfect, îl vezi? E strong. E strong. Strong ODC. Gata, ia uitați-vă. Ia, iar, ia două, lasă pe cric. Gata, că nu era... Gata, fratele, ia, cum e? Perfect, perfect compus. Ia să vedem cum e la linie de aici pinionul cu... Băi, brotherii mei, e Luxemburg, mă. Pinionul e linie dreaptă cu pinionul ăsta mic. Acum, ce trebuie să facem? Motorul l-am înțepenit, aici l-am strâns, aici l-am strâns, aici l-am strâns, e totul perfect. Trebuie să desfacem cutia asta, să vedem... Ca să punem lanțul. Cât... Cum e, ia să vedem, care se potrivește, nu se potrivește, nu se potrivește, stai să vedem care se potrivește. No, și ăsta e mare, ăsta e perfect, l-ai văzut? Da. Ia uitați-vă, frate. Dacă e ce trebuie. Acum trebuie să facem asta ca să putem să punem lanțul. Vezi? Cium, cium. Ia uite, vedeți? El a fost vopsit, uite, se vede, nu? Da. Vopsit ca să se potrivească cu, știi, pe culori, mă. Unii, mamă, că motorul, ți-ai luat motorul negru, ți-ai luat țeapă. Știi? Unii zic, ți-ai luat motorul negru, e cel mai bun. Dar, de fapt, motoarele sunt, într-adevăr, a fost unele cică chinezești. Ce contează culoarea? Băi, e identic cu al meu și gândește-te că al meu merge perfect. Tu știi cât am tras cu el prin păduri? Băi, știi că, tu știi pe unde a mers și cum a mers aia? Mâncați, ești talentă. Uite, trebuie să desfacem asta, uitați așa. Deoarece filmează aici aproape fratele meu și vorbește cu filmarea asta. Vezi că aici are o bilă. Stai, aha, stai, 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 stai. Nu, nu, nu. Stai un pic, asta e ambreiajul. Uite, aici are o bilă. Nu aici, nu aici. Aici, ia uite, ia uite, ia uite, observi? Opa. Ai observat, da? Aici are o bilă, uite. Da? Și dacă l-ați pierdut pe asta, al motor. Deci punem totul acolo. Și fiți atenți la șmecherie aici. Lanțul nu poți să-l pui. Mă crezi? Ii, nu poți să-l pui până îmi dai ăsta jos. Deci ascultă-mă, uite. Dar noi facem o șmechere. Păi nu, uite. Eu m-am chinuit o grămadă, pentru că nu poți tu să dai peste ca motorul ca să dai să, uite. Nu poți să pui lanțul aici, uite. Nu intră. Da. Nu ai cum, e imposibil, imposibil, știi? Imposibil să pui lanțul aici, fratele meu, până nu dai pinionul jos. Dai pinionul jos, pui ăla și după aia pui. Deci vezi cât de nașpa e situația aici? Uite-te și tu, na. Ca să vezi și tu. Combinații. Trebuie să desfacem ăla. Și știi ce trebuie să facem? Desfacem ăla, punem ăsta și strângem ăsta. Deci trebuie să scoatem piulița asta de aici, ai înțeles? De cât e frățiorul, mă? Ia să vedem. Se potrivește asta de la el? Bine că nu desfac cu asta. Da. Cheie de drujbă. Cheie de drujbă. Nu pot să dau cu asta că e de plastic. Asta e pentru bujie. Ia să vedem. Se potrivește bujia ăla? Ia uite aici. Ia. Ia ei. Nu pot să normal. O... Și atunci după asta ne uităm să vedem cât să fie, mă. Eu zic că e un 16. Corect, universal. Unde e 16? Ia strigă-mă pe 16. 16, vină cu a. 15? Nu e 15, mă. Și să vezi că nu e nici 16, e 17. Mamă, nu e nici 17, băi, e 18, ești prost la cur. Bă, lasă. Și să vezi că 18-le nu-l am aici. Îl am, mă, îl am. Cât e? Cum are asta filetul? Deci așa se desface invers. Uite așa. Ia uite, vezi că se dă peste cap? Da. Vezi? Ce compresie are. Și atunci putem să facem așa. Ia să vedem, poate îl păcălesc așa. Ai înțeles? Ia uite, ia uite, Adi. Ia fii atent aici. Aha. Are you with me? Da. Ia fii atent aici. Ia uite. Știi? Poate îl păcălesc așa, brother, ca să nu mai dau ăla jos. Ia. Ai înțeles? Da, da. Eric. Da. Eric sau Eric? Eric. Ia uite-l cu Ana. Ia uite-l, am păcălit, bă. Ia uite-l. Ai înțeles, brother? Și de ce? Că așa nici nu mai sare. Gata. Ce compresie are. Are, are, are. Cum? Dacă este de 80, ești prost la sub braț. Gata. Și fiți atenți aici. De cum e? Este de 80, brother, e ca la mine. Ia uite-l. Ia uite-l. Fii atent, îl vezi? Pe linie. Uite așa. Totul e pe zonă. Și acum, ăsta trebuie să vină sus aici. Uite așa.
Uite așa. Și e cam lung. Și eu dacă îl pun așa, ar trebui să... Ia uite, ia uite. Vezi? N-am nu e afacere. Păi știi de ce? Uite, ține acolo. Deoarece, uite, întinzătorul, frate. Ia uite, îl vezi? Normal. Și acum vedem cum punem întinzătorul. Ca să vedem ce facem. Și eu zic că-ți mai tai o za. Să mai scot o za. De fapt o za, câteva zale. Chiar mai multe. Vreo 40 de zale cred că trebuie să scot. Hai 40. Hai mă, nu poți să stai mă acolo, mă. Nu, frate. Te doare piciorul? Da. De la genunchi? Așa, frățuier mic. Ia uite. Pac. Pac și pac. Ăsta trebuie să vină pe aici. Uite-l. Îl vezi, brodare? Da, fratele. Uite. El așa trebuie să vină. Sau ia să vedem. Înăuntru. Așa? Așa. Nu așa, ba da, așa, așa, bravo. Are dreptate pentru că de aici îl reglezi. Am vrut să zic înăuntru, dar mi-a luat-o el înainte. Hai că, ia. Și fii atent. Ăsta dacă îl reglăm și îl dăm în sus așa, vezi? E, așa se reglează cel mai tare. Și tot nu ajunge, ia uite, că ăsta vine pe aici, uite așa, pe înăuntru, da? Uite așa. Ia să vedem cam cum vine. Întinzătorul trebuie să vină undeva aici sus, ia. Da. Dar mai vine în direcție cu ăsta. Mamă, ce aiurea vine și la ăsta, băi. Și dă în roată. Dă în spițe, vezi ce aiurea e? Vezi cât de nașpa e făcută? Ești prost la sub braț. Mamă, cât de aiurea vine, brother, ai văzut? Da. Mamă, și la... pentru că e ăsta strâns aici. Băi, ce ciudat. Vedeți că nu dai de una, dai de alta. Pentru că, uite, ăsta trebuie să vină în sus și nu știu cum să-l fac. Cum să-l pun. Dar bine, că pot schimba ăsta. Ia uite, cred că mai bine fac așa, știi? Îi schimb asta de aici, ia uite, brother. Ai înțeles, frate? Uite da. Așa. Îl schimb aici. Vezi că îl poți schimba cum vrei tu. Da. Îl pui prin față. Și îl pun prin față, da. Și poate îl păcălesc așa. Adică îi poți modifica, deși că așa era forma lui, după cum... Bine, așa l-am pus și la mine, dar ne uităm. Și așa se poate. Cum? Ia. Și dacă așa e el întins, brother, pentru că ne uităm și la fizionomia bicicletei, are altă... Ia, uite așa, vezi? Și cred că, da, știi care-i treaba? Hai mă, odată să-l strâng aici, ia uite. Cât mai iese, mă, cât mai iese. Ia să vedem. Gata, uite, acum e bine. Adică trebuie să ne uităm că nu e ceva fix, ca și cum schimbi o planetară de Logan. Și știi că toate vin, se vede bine acolo? Da. Brodaraj? Și toate vin la locul lor. Uite. Ăsta o să vină, trebuia să vină aici și știi ce fac când menghină? Ai observat? El vine îndoit așa. Și eu trebuie să-l dau menghine, să-l dau îndrept, da. Să-l îndrept un pic așa, știi? Ia. Uite așa, ia uite, observi aici că aici rămâne un pic de gol, adică, uite, da. Aici. Pentru că eu dacă îl pun așa, o să vină strâmb. Ia uite, observi? Și atunci eu trebuie să-l îndrept un pic așa. Și acum se vede cât trebuie tăiat. Că dacă l-aș lăsa pe el întreg, ia uite. Nu pot să fac nimic. Ia uite-l. Vezi? N-am cum să-l îndrept. Vezi? N-am cum să fac nimic. Și atunci trebuie să tai eu câteva zale, dar să-i și permită întinzătorului să lucreze. Adică, să-l las așa, că după aia îl strâmb eu în menghină pe ăsta, gata, îl strâng, am înțeles. De aici trebuie fratele meu tăiat, ai văzut? Uite, de aici, că după ce îl îndrept, dacă îl fac mai scurt, uite de aici, uite, îl vezi de aici? De aici. Uh-huh. Să-l scot pe ăsta și scot una, două, trei zale. Dacă scot trei zale, îi dă voie și așa, mai bine. Deci de aici trebuie tăiat, uite de aici. Ce cu fratele meu până acum? Ia uite, vezi asta că am strâmbat-o? Că nu venea. Ia uite, opa. Vezi că furca e așa? Eu da. Am strâmbat-o menghină, uite. Vezi? Am dat-o mai așa, frate, ca să vină nimeni. Uite, am tăiat ăsta. E cum e fratele meu? Ia uite cât am luat, stai acolo. Ia uite. Ia uite cât am tăiat din el. Vezi? Uite, l-am polizat aici. Uh-huh. Și l-am scos. Uite, vezi? Ia uite. Da. Pac. Deci cât am tăiat din el, pentru că el oricum trebuie să aibă aici. Ai înțeles? Am înțeles. Da. Și furca vine așa. Deci aici se strânge. Aha. Nu e dreaptă ca mie. Uite, da. Dă coasă, vă și iară, brother. Ia uitați, vedeți? Păi așa unde să, cum să fac eu. Vedeți de aici? Ia uite, are o teșitură. E, dacă vă uitați la mea, e dreaptă. Perfect, ia uite. Ia uite, vedeți? E dreaptă și aici și aici, inclusiv, ia uite. Vezi? Asta e dreaptă. Iar la brotherul aici vine teșită, ia uite. Ia uite. Aici se strânge. E alt model și a trebuit să, ca să vină drept, dacă vă uitați de aici, vedeți? Ca să o îndrept, uite, ia uite, vezi Adi? Uite așa, așa vine perfect. Ia, ține să o strângem și după aia o reglez eu ca lume. Stai să iau
tubulara asta. Ține de, am crezut că a căzut. Iată aici, stai un pic să vedem. Stai așa ca să vină asta aici. Și acum eu s-o dau pe jumate, că nu dă nici în spițe, știi cât de aproape e? Uite așa, gata. Și acum ăsta să-l dau mai încoace, uite așa. Vezi ce e când ai de asta? Da. Foarte. Ca să poți să o și întind, ia. A, tu, e perfect aici, gata. A, cum e? Ia să vedem. Și acum să mă uit să vină plasticul ăsta fix. Mamă, la perfect. Gata. Gata, că ăsta îl trage. Și acum, fratele meu, ia uite. Ia vedem pe aici. Dama cu cameli. A? Da. Îți place de mine? Da, normal. Are you ready for me? Da. Și după aia? Ies of course. Ai văzut cine știe? Ți-a dat clas. Gata, da, fratele meu. Și acum? A,